Șocant în Baia Mare, în mijlocul iernii, doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 3 luni, au fost descoperiți aproape înghețați în pădure. Acolo locuiau zi și noapte, într-o prelată amenajată pe post de cort chiar de mama lor. Băiatul a ajuns direct la spital. La centrul maternal, cele două, mama și fetița, așteaptă acum decizia autorităților. Părinții ar putea fi decăzuți din drepturi. Cum era acolo? Era frig. Acești doi copii se aflau chiar în mijlocul pădurii. Câți copii aveți? Doi. O fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel care a intrat în viața acum 3 luni, nu într-o casă cu pat și acoperiș, ci într-un cort improvizat dintr-o prelată. Ce-am mâncat într-o zi. Că totul se trăiește în pădure. Da, pâine, cartofi. Și-am bine avut și că mai încerc, da. Mama are doar 20 de ani și a hrănit cei doi copii din mila oamenilor. Adăpostul și l-a găsit însă departe de ei, în mijlocul iernii, fără lumină sau căldură. Tatăl tău știe unde ești acum? Nu știe, tati, unde ești. Atât mama cât și fetița se află acum în grija statului, la centrul maternal din Baia Mare. Îți place aici? Da? Pruncul femeii însă este bolnav. Pe el, asistenții l-au dus direct la spital. Un factor favorizant al multor afecțiuni, inclusiv afecțiunile infecțioase. Cel mai probabil, mama va fi decăzută din drepturi, iar băiețelul și fetița vor ajunge în grija unui asistent maternal.